Hemsley, acolo unde de 9 ani grupurile astea artistice, civice, de alternativă își au sediu cu chirie. Plătesc muzeului de etnografie 7.000 de lei pe lună. Statul nu face nimic să susțină astfel de artă, astfel de cultură. În schimb, acum nou ministru al inculturii a fost în vizită acolo, a văzut că e sărășie, a văzut că oamenii ăștia se încălzesc cu sobe, cu burjuici, și-a dat indicații directorului muzeului și acela gata, a reziliat contractul, le-a dat termen până luni să plece de acolo. Și oamenii nu sunt de acord. Ieri am ieșit la protest la minister și am discutat și cu ministrul îngânfat. Azi am ieșit în marș. Mergem spre Parlament, spre fosta cafenea Guguță, pe care mafia a pus gheara și vrea să construiască un bloc enorm în grădina publică Ștefan cel Mare, monument de arhitectură, de patrimoniu cultural. După aceea, monumentul Ștefan cel Mare, la guvern, ne plimbăm prin centru cu tobile și cu sulițele. Asta de toboșari dirijoară e Cțuruiac. Deocamdată Guguță e în paragină, da? Mâine pe mâine poate fi demolat și în locul lui construit un zgârinor, așa cum au vrut Plahotniuc, cum au vrut următorii proprietari care, în mod sigur, au legătură cu Plahotniuc. Культура это мы! Культура это!